Urmele papilare pot să fie suprapuse, pot să fie mai mari sau mai mici, în funcție de suprafața care a atins efectiv, în funcție de suprafața degetului care a atins suprafața de contact. Ce avem noi în față sunt o multitudine de urme papilare. Cine a intrat în contact cu această farfurie importantă de la fața locului, da? Este de mai multe ori. Din păcate nu știm dacă din toate aceste multe urme papilare este vreun autorului sau nu, pentru că pe această farfurie cu siguranță că a pus mâna și persoana care are acces legal în locul faptului, cum ar fi proprietarul, familia acestuia și așa mai departe. O să vă rog pe voi să faceți același lucru. Te rog. O cantitate suficientă, mișcare circulară, deja au început să se releve. Nu insistăm nici prea mult pentru că nu vrem să le îmbâxim. Da? Aici putem să insistăm puțin mai mult, iar aici la fel. Foarte bine. Recuperăm praful. Foarte bine. Observați că unele sunt mai mari, unele mai mici, în funcție de situația în funcție de hazardul respectiv. Dacă degetul a fost în întregime aplicat, vom avea o urmă în întregime. Dacă a fost doar jumătate din deget aplicat, vom avea o jumătate de urmă papilară. Nu le vom lăsa așa, ele vor fi fotografiate și efectiv ridicate cu un scotch de genul acesta. Eu voi ridica una, voi veți ridica altele. Hai să mă voi iau pe cea mai bună, o să o ridic pe aceasta. Se aplică suprafață de scotch. Presare din aproape în aproape, astfel încât să nu existe bule de aer rămase. Care ele se aplică pe o suprafață de contrast. În cazul de față, dacă avem culoare neagră a prafului, cel mai bun contrast îl facem pe o suprafață albă. Deci aici este urma papilară. Ridicată și pregătită pentru a fi trimisă în laborator. Da? Asta nu o să o ridici pe aceasta de aici. Cea mai frumoasă urmă. Corect. Presare din aproape în aproape, pe toată suprafața urmei. Încercăm să nu lăsăm nicio bulă de aer. Nu grăbim. Foarte bine. Și acum să te rog să întinzi aici. Foarte bine. Cum ți s-a părut activitatea? Super. Îmi place mult. Ție? Super, da. Foarte interesant. Te-ai întrebat vreodată cum fac polițiștii această etapă? Bănuiesc că ai văzut prin filme. Da, da, da. Mi-am imaginat ceva de genul, dar m-a plăcut să vezi în realitate. Ai fost foarte hotărâtă când ai fost întrebată ce structură alegi din start criminalistică. De ce? Mi s-a părut foarte interesant. Am văzut și în filme și chiar am vrut să văd și cum e în viața de zi cu zi. Ce te-a impresionat din tot ce ai văzut până acum? Totul. De la amprente la cum îi găsește în poze, la amprente, la tot.